Bun găsit tuturor! Sunt Ilinca Vandici și sunt extrem de onorată pentru că pot să fac parte și pot să vorbesc despre tot ce înseamnă conștientizarea sănătății mentale în contextul pandemiei. O campanie inițiată de prietenii mei de la UNICEF, pe care îi urmăresc cu mare drag și pe care îi aplaud pentru toate inițiativele pe care le au. Vorbim despre cum ne-a marcat pandemia, atât pe noi, ființe individuale, cât și pe noi, ființe ce fac parte din cadrul familiei. Cu atât mai mult cu cât, dacă există și un copil acolo, lucrurile se complică un pic sau nu. Apropo de Zian, pentru că și asta era una dintre întrebări, cum am reușit să-l susțin moral, emoțional pe copilul meu în timpul pandemiei, mi-a fost extrem de ușor pentru că Zian nu conștientizează în acest moment ce se întâmplă. Știe că e închis molul, sau că, mă rog, a fost închis molul în perioada respectivă, știe că unele restaurante sunt închise, știe că putem să stăm afară doar până la ora 10 și așa mai departe, însă nu știe de ce și nici măcar nu vreau să-l încarc cu această informație. Cert e că am stat la un moment dat și m-am gândit ce vremuri trăim. Mi-am dat seama că părinții noștri, la momentul în care noi eram copii, au trăit tot ceea ce a însemnat revoluție în România. Îmi dau seama că eu acum, în momentul în care l-am pe Zian ca și copil, trăiesc tot ceea ce înseamnă pandemia la nivel mondial. Cumva e clar că trec ani, se întâmplă ciclic niște evenimente în viața noastră menite să ne facă să conștientizăm, iată că acesta este cuvântul de ordine astăzi, anumite lucruri despre noi, despre lumea în care trăim, despre modul în care relaționăm cu oamenii din jurul nostru și despre cum ar trebui să fim, de fapt, noi, ca oameni, mai buni, mai frumoși, mai sănătoși, mai atenți, mai relaxați, hai să zic așa. Vreau să fiu optimistă și am încercat în toată pandemia asta, care da, a fost extrem de grea și pentru mine, cum a fost, cred, pentru toți oamenii de pe planeta asta, să-mi păstrez zâmbetul pe buze și să-mi păstrez optimismul. Repet, încercând să o iau ca pe o lecție de viață din care am învățat tot ce era de învățat, cred, sper, din suflet. Și vreau să vă dau câteva exemple concrete și extrem de pozitive. Am reînvățat sau am avut timp din nou să privesc cerul, să privesc stelele, să-i spun lui Zian povești despre soarele și despre, mă rog, soare și lună, e povestea soarelui și a lunii. Să ne bucurăm de timp petrecut împreună și credeți-mă, copilul meu a evoluat senzațional în lunile în care am stat non-stop alături de el. Și în general să încercăm să ne bucurăm de lucrurile simple care ne fac ceea ce suntem cu adevărat. Pentru că doar de acolo, de la bază, putem să creștem în permanență, putem să ne dezvoltăm și putem, da, să ajungem la cea mai bună formă noastră. Mai multe detalii despre această campanie, spuneți oful, găsiți pe site-ul UNICEF România. Mă bucur că am putut și eu să-mi spun oful alături de voi și încă o dată mulțumesc UNICEF pentru această inițiativă.